Este prima dată când participați la această festivitate? Nu, noi am încercat această festivitate din 2004. Este de acum a 12-a ediție. Cum ați sărbătorit 1 iunie în școală? În școală copiii au fost supuși la diferite activități. Ce fel de activități? Toate sunt extrașcolare. Astăzi au fost activități extrașcolare pe toate unitățile școlare. Ce înseamnă 1 iunie pentru dumneavoastră? 1 iunie pentru mine înseamnă a fi copil pururea, nu? Cum este să lucrați cu Europe Direct? Cu domnul Cășvăneanu este al 3-lea an și ne bucurăm de prezența dumnealui.